scandal la cel mai înalt nivel, decizie OCA americanilor în privința Rusiei, Vladimir Putin, în corzi. SUA vor adopta luni noi sancțiuni ruse, subliniere T în lecturi cu utilizarea armelor chimice de către regimul sirian, susținut politic sublinierei militar de Moscova, a anuncat duminica ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, citat de AFP, sublinierei Reuters. SUA au luat deja numeroase măsuri punitive împotriva comportamentului necorespunzător al Rusiei într-o serie de dosare, a amintit ea la canalul Fox News, enumerând expulzarea a 60 de spioni ruși, sublinierei, care i-au pus la otrăvirea în Marea Britanie a unui ex-agent rus, recentele sancțiuni împotriva oligarhilor apropiați Kremlinului, sublinierei vânzarea de rachete antitank Ucrainei, conform Ager Press. Ea a evocat apoi sancțiunile care continuă să sosească, ceea ce veci median de luni, solicitându-i se mai târziu, într-o altă emisiune, face de națiune pe canalul CBS, se spun dacă Washingtonul va adopta măsuri împotriva susținătorilor președintelui sirian Bashar al-Assad, Rusia, sublinierei Iranul, Nikki Haley a răspuns absolut. Veți vedea ce sancțiunile ruse, subliniere T, vor veni, a adugat ea. Secretarul american al Finance-lor, Steve Mnuchin, le va anunca luni, dacă nu a făcut-o deja, sublinierei ele vor cinti direct toate tipurile de întreprinderi care se ocupă de echipamente legate de al-Assad, sublinierei de utilizarea de arme chimice, a continuat ea, le sunt să se înțeleg ce ar putea fi vorba despre sancțiuni cintite împotriva unor societăți ruse, sublinierei T. SUA au efectuat în zorii zilei de sâmbătă lovituri cintite, împreună cu Franca, sublinierei Marea Britanie, împotriva regimului de la Damasc, care-i post la un presupus atac chimic. Ele au vizat exclusiv instalații legate, potrivit Occidentului, de programul de arme chimice sirian. Dar Washingtonul a promis să intervin din nou în caz de noi atacuri chimice, sublinierei a adresat un avertisment Moscovei, sublinierei Teheranului, promicând-se, sublinierei continue campania de asemenea pe cei diplomatice, sublinierei economice.